O prezentatoare TV a fost găsită decedată. Tânăra s-ar fi sinucis cu câteva săptămâni înainte de nuntă. Conform Capital.ro, tânăra în vârstă de 27 de ani era prezentatoare de știri în Statele Unite și fostă vedetă a baschetului universitar, descrisă de familie ca fiind cea mai fericită persoană pe care o cunoșteau. S-a sinucis în mod șocant cu șase săptămâni înainte de nuntă. Locornicul ei, Kyle Hayes, este un tată divorțat cu doi copii, care este cu 11 ani mai în vârstă decât ea. Nu este clar de cât timp se întâlneau cei doi. Locuia împreună, dar el nu era acasă sâmbătă, când prezentatoarea TV și-a luat viața. Hayes, în vârstă de 38 de ani, nu a comentat încă moartea ei. Coprezentatorul nenei a afirmat că aceasta era cea mai strălucitoare lumină din cameră și a lăudat-o ca fiind o prietenă incredibilă, un model de urmat. Prezentatoarea a depășit tragedia pierderii primei sale iubiri, Jordan Harris, din cauza unui cancer la creier, când cei doi erau încă în Nena a vorbit despre pierderea ei într-un interviu din 2016, descriind cum se afla în cameră cu Jordan când acesta a murit cu trei ani mai devreme. Avea doar 18 ani la acea vreme. Ea a continuat să strângă fonduri pentru cercetarea cancerului în memoria lui. Cea mai bună prietenă și fostă colega lui Nena a declarat pentru Daily Mail că prezentatoarea s-a împăcat cu moartea lui Jordan, doar că i-a fost mereu dor de el. Este atât de greu pentru comunitate să înțeleagă ce s-a întâmplat, pentru că ea își punea un zâmbet și apărea în fiecare dimineață la birou. Ai crede că era cea mai fericită persoană. Avea o mulțime de lucruri care se întâmplau, însă în spatele studioului. Este greu de înțeles pentru oameni, dar asta se întâmplă cu depresia și sănătatea mentală. A fost un lucru cu care ne-am confruntat ca prietenea ei. Am sprijinit-o, dar și ea a ascuns-o destul de bine. Asta arată că nu știi niciodată ce se întâmplă în mintea cuiva. Nu am cunoscut niciodată profunzimea disperării și tristeții ei, a mărturisit prietena ei. Ea a precizat că problemele de sănătate mentală ale nenei s-au înrăutățit semnificativ în ultimele luni, dar că nu a crezut niciodată că se va sinucide, relatează capital.ro.